Biserica din Ilfov s-a aprins în această după-amiază. Acoperișul locașului s-a făcut scrum, iar turla bisericii s-a prăbușit cu totul. Dascălul bisericii a fost dus de urgență la spital. Carmina Odman este la locul incendiului. Carmina, cum se simte bărbatul? În momentul în care a fost preluată de o ambulanță, era conștient, iar din primele investigații avea coloana fracturată. A fost transportat la spital. Se pare că el este cel care a observat primul fumul care ieșea din turla bisericii. Era în interior, a încercat să urce, însă s-a speriat și a căzut. Fumul a fost destul de puternic, apoi au izbucnit flăcările care au măcinat tot acoperișul și la această oră pompierii sunt la fața locului și încearcă să lichideze incendiul. Carmina, mulțumesc pentru informații.